Buzoieni de toate vârstele au participat sâmbătă la Marșul pentru Viață, Adopția o alegere nobilă. Ei au militat pentru apărarea vieții și pentru creșterea numărului de înfieri. La finalul acțiunii s-au oprit la Catedrala Arhiepiscopală pentru a participa la slujba vecerniei, oficiată de înalt preasfințitul părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. La marșul organizat în weekend, bunici, părinți și copii au afișat pancarte cu mesaje împotriva avortului, promovând în același timp ideea de adopție, cea mai nobilă soluție pentru micuții fără părinți. Participanții au plecat pe străzile Buzăului de la Bisericuța din Crâng, au mers apoi pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și au mai avut ca puncte de reper Catedrala Sfântul Sava, Maternitatea, Biserica Banu și ca locație finală, Catedrala Arhiepiscopală. La fiecare dintre acestea, toți cei prezenți s-au oprit pentru a rosti împreună o rugăciune. Miliește-mă, Dumnezeule, după marina ta și după mulțimea lărilor tale, ștrânge fără legea mea. Mai rătos mă spală de fără legea mea și de păcatul meu mă curățește. Intenționăm să sensibilizăm opinia publică referitoare la dezastru care ne așteaptă pe noi ca națiune și ca popor în momentul în care vor crește în continuare numărul avorturilor și vor merge pas în pas cu numărul nașterilor. Iar într-un sens restrâns dorim ca să responsabilizăm persoanele care consideră că nu au nimic de a face cu avort, nu au nimic de a face cu marșul, că nu au nicio influență, ba din contră fiecare avem un aport acolo în locușorul nostru și putem să facem ceva ca lucrurile să nu se înrăutățească. Statistica stă destul de urât în ceea ce privesc metodele contraceptive, stilul de viață, planningul familial, confortul adulților și dezmățul tinerilor. Sperăm că la anul să avem un demers mult mai amplu, o campanie mult mai bine pusă la punct, ca să lucrăm mult mai mult și în școli, în licee, în alte sectoare sociale, pentru a fi mediatizată mai mult campania noastră. Le arătăm tuturor mamelor că trebuie să nu renunțe la pruncii lor, nu trebuie să renunțe la rodul pântecelor lor, pentru că e dar de la Dumnezeu. Și dacă o femeie e însărcinată, înseamnă că Dumnezeu a însărcinat-o cu darul nașterii de prunci și al creșterii lor. Dacă Dumnezeu i-a dat în pântece un rod, înseamnă că nu l-a dat degeaba. Acel rod poate să fie mai târziu o personalitate, poate să ajungă un om mare care să îi ajute și pe ceilalți. Copiii sunt darul de la Dumnezeu și noi nu avem dreptul să-i omorâm. Cine suntem noi să omorâm un copil? Uitați-vă câtă bucurie aduce. Chiar dacă nu avem servicii, chiar dacă nu avem case, fiecare copil vine cu binecuvântarea lui Dumnezeu și o să primim și case și servicii și de toate. La finalul acțiunii, toți cei prezenți au fost invitați să participe la slujba vecerniei, oficiată de înalt preasfințitul părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Marșul pentru Viață a fost organizat de reprezentanții Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei împreună cu Fundația pentru Copii Sfântul Sava din Buzău, în colaborare cu DGASPC și cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Buzău.